A doua parte a portretului Mircea Florian remixează ca și în complexa carieră a artistului, pe cât posibil, secvențele muzicale cu cele multimedia. Întrucât, de exemplu, în anii 80, Mircea susținea emisiuni radiofonice de educare cibernetică prin muzica electronică. Strict discografic, ultima creație înregistrată, aceea din 86, anul plecării din România a lui Florian, s-a numit Iubirea tainicul vârtej, sub patronimul rock Florian din Transilvania, care în fapt reprezenta doar coloana sonoră a unui spectacol conceptual de teatru rock. Sigur știi, e piața dragostea, dincolo de rațul de sateliți. Păstrați controlul, păstrați controlul, păstrați legătura. Atenție, vă strați legătura. Acum 7 ani, bătrânul meu părinte, a trebuit să plece, să colinde planete. S-a întors ieri seară, aducând cu el o imensitate de pensil memodel. Un film în culori mi l-a dăruit. Am alergat să-l proiectez, foarte fericit. Întotdeauna am vrut să cânt și să continui să cânt, fiindcă la urma urmei am și făcut-o într-un fel. Nu știu, a fost, într-adevăr, poate la un moment dat o rarefiere, dacă e așa. Dar nu uita că eu în 90 și cred că 1 era când deja începeam cu premixul să dăm ture pe aici. În formula care, consacrată de înainte de plecarea lor și a mea, așa, în care făceam partea întâi eu, partea a doua ei. În continuare, sigur că vreau, nici astăzi nu este dezideratul acesta, nu este acoperit, vreau să continui cumva să renasc, dacă vrei, sau să refacă Florian în Transilvania, pe de-o parte, iar cu Ceata Melopoică, într-adevăr, îmi doresc mai multe cântări. Să-mi vină mutilul cu tot ce-i plăcut. Textul prin computer trebuie cunoscut. Am ascult că știu prea bine acestea. Să-l ascult pe marele profet și să stai, te rog, în 4 labe. Eu am să-ți dedic un mic sonet. Acum tu, acum eu, acum tu. Cred că, de fapt, muzicile nu trebuie reeditate. E nevoie de maxim o imprimare și atâta pentru a memora cumva pentru posteritate, dacă vrei așa, chestia asta. Eu cred foarte tare în ceea ce se cheamă comunicarea verbală și din gură în gură. Deci eu nu cred că trebuie neapărat ca toată lumea să aibă un anume disc. Se poate auzi, eu știu sigur că se pot auzi lucruri care te interesează fără să ai neapărat tu discul sau imprimare. E drept însă că între timp e altfel funcționează mecanica comunicației și da, mai toți vor să aibă chestia asta dacă nu au un ascult. Deci atunci sigur că mă gândesc să reeditez și Tainicul Vârtej pe un CD care nu există decât pe vinil. Thank you.
de la, Evergreen, tot era sala Palatului, era cu alți membri. Într-adevăr, Dix era cel care e constantă, cum a dat povestea asta. Era cu Andrei Grista, era cu Costin Petrescu și cu Dixi. Deci nu e de fapt o lipsă sau o lipsă a dorinței mele de a cânta. Într-adevăr, e nevoie de oportunități în care să mă pot implica. Deci de concert. Cum apare câte unul, cum mai cântă. Până la recitalul din 2002, iată și piese aparținând de Tainicul Vârtej, dintr-un portret compus de Andrei Măgălie în 97, care avea în prim plan conceptul de comunicare. Pentru că în 94, în Germania, artistul a inițiat un schimb cultural prin Zilele Culturii Contemporane din România. Peste 3 ani, Zilele Culturii Contemporane din Wuppertal aduceau în București o acțiune tip desant, un happening controlat de arte plastice în interacțiune cu muzica unui grup rock în care cânta Eberhard Kranemann, fondator al grupurilor Kraftwerk și Klangs Machine. Mi-e foarte drag să fiu pe scenă, mi-e foarte bine să arăt obiecte care se mișcă, să arăt obiecte care spun ceva mișcându-se, care spun ceva despre mișcare. Mișcarea mi-e foarte dragă. E foarte aproape muzica, sigur. Și ea e o mișcare. Ziua trece, vine ziua întoi. Nepăsarea are pașii moi. Pai, 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 pai. Sentimente izvorăți în noi. Pai, 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 pai. Nepăsarea curge în șumoi. Pai, 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 pai. Iubirea trece firea, află că te iubesc. Mă prăjesc, măcinat firesc, fierb ușor, apoi clocotesc. Dau pe afară, trebuie să mă păzesc. Acum vreau să exprim ceva care s-ar putea numi așa, ca titlu. Spune-mi cu cine te însoțești ca să-ți spun cine ești, de pildă. Sau eu sunt electrician și îmi place să leg sârme. Sau mă ocup cu comunicația și orientez antene. Fiindcă asta și este, chiar asta vreau să fac. Paralel cu artele pe care le practic, vreau și încerc și îndrăznesc să fac ceva în zona aceasta socioculturii, poftim, dacă vreți, sună așa de pompos, dar asta e. Și vreau să îi apropii pe artiști între ei așa cum poate să-i apropie doar un alt artist. Și
De asta am apucat de acest proiect și de acest gând al meu și de aceste opere de artă. Așa că, da, e o nouă formă de a mă exprima. Simtă pentru arcaș, aș arca și cel ce ară, cu săgeata preschimbată în trup, pedalând frenetic, spre amintire, mă trage ața dragostei de azi. Ținta mea e locul unde tu mă arzi. Culmea este că până și Florian din Transilvania a avut la un moment dat un concert, însă atât de departe încât nimeni n-a auzit de el, fiindcă se întâmpla la Satu Mare. Satu Mare a auzit foarte bine de el și a ieșit extraordinar acolo. Și am cântat numai repertoriul Florian din Transilvania, însă această treabă, din păcate, momentan nu știu, e mai complicat de organizat cu o trupă electrică cumva. Deși eu îmi doresc că e enorm de tare. Toate căile pe care le-am bătătorit îmi sunt dragi și n-aș vrea să le părăsesc. Deși n-a putut filma acel recital, echipa Remix a prins însă o altă prezență sătmăreană a artistului, investit cetățean de onoare al municipiului în 26 mai 2006, în deschiderea unui mega show Phoenix și Omega. Oamenii noștri oranj n-au nevoie de curaj să dea să totală de-a lor întrezneală. În fața lumii curaj ar putea dărui oamenilor ca tine care fac doar prostii. În deschidere, eu și ei, Phoenix după aceea. Acum pentru mine este și mai emoționant, fiindcă e momentul în care orașul care m-a născut și care îi sunt foarte dator pentru tot ce mi-a dat și tot ce mi-a injectat. Nu, așa asta pe bune, da. A găsit de cuvință să zică că aș fi un cetățean care face onoare acestui oraș și asta este o chestie senzațională. Eu chiar sunt mândru de chestia asta și mulțumesc celor care m-au investit cu astfel de denominație. Iubita mea, de-acum 80 de ani, de ce ai plecat fără să spui nimic și m-ai lăsat în ghearele morții, dar m-ai lăsat în ghearele morții, dar iată m-am reîntors. Să-ți cer socoteală, da, m-am întors să-ți cer socoteală. Iubita mea, de-acum 70 de ani, de ce ai plecat fără să spui nimic? M-ai lăsat în ghearele morții, da, m-ai lăsat în ghearele morții, dar ia. Făceam cât un pop mic și cântam pentru fel și fel de oameni care erau pe aici. Țin minte, era Liviu Ciulei între spectatori, era Nina Casian, era Ion Bițan, Dumnezeu să-l ierte,
Și pe urmă Nicu Vladimir, care a făcut atât de multe pentru sunetul 2 Maiului. Erau și foarte mulți poeți, era Dan Laurențiu, care printre altele chiar a scris la un moment dat o poezie, un soi de imn al 2 Maiului și al Lumii Vechi. Poate ar fi interesant de căutat această chestie. Era despre un meduz și o meduză. Așa era, așa începea toată poezia. Să nu credeți că mă joc acum, să nu credeți totul pare fum, dar deschideți poarta că inima înconjoară, vântul suflă rece, rănile mă dor. Pe mine Mircea mă cheamă și cu toți eu sunt de-o seamă. Dumnezeu mi-e rudă bună, îmi arunc iubirea în vânturi, e ușor să culegi struguri. Sunt prea mult să-i lingem singur în Asia cu patru vârfuri. Să nu credeți că mă joc acum, să nu credeți totul pare fum, fum, fum. Dar la miezul nopții, mort pe jumătate, la castel în poartă, oare cine bate? Pe mine Mircea mă cheamă și-am venit la tine, mamă, să mă înveți să dorm sub luna. Cântarea e mai puțin convențională, nu te aștepta să chiar cânt. De fapt, avem o partidă de interjecții foarte, foarte diferite, foarte variate, cu toți cei care emit vocal pe scenă și eu încerc să stimulez și să dau brânci acestei, acestui dialog. Colectiv foarte, foarte bine împreună. Din păcate, trupa s-a dizolvat cumva, s-a disipat și în momentul ăsta nu mai actează ca tar. S-au schimbat mulți parametri inițiali. Însă, atunci când am lucrat și am lucrat destul de mult, am avut o serie de concerte întinse așa pe mai mulți ani, de 3-4 ani, așa ceva. A fost foarte bine. Acum lucrez cu oameni din Șucar. Lucrez în orice caz cu DJ Vasile, care este mama acestui proiect, ca să zic așa, și cu, și cu DJ Tom Rânduș, care printre altele și un compozitor foarte, foarte bun de muzică de teatru și nu numai. Thank you.
Intervievat imediat după prezența în compania lui Dixie Krauser în programul galei Om Bun 2010 de la Sala Palatului, Mircea Florian motiva alegerea pieselor vechi adăugite și revizuite în recital, dincolo de faptul că prezentase și o nouă compoziție. Pe de o parte, cumva să fac un fel de... Situația e tristă și amară. De... săpături arheologice în ceea ce am făcut. Și la concertul de aseară, de la Palat, am cântat două piese care le-am refăcut, pur și simplu. Pădurea liniștitoare și Cu pleoapa de argint, care sunt destul de dificil de făcut în direct în spectacol, fiindcă implică bas, sintetizatoarele pe care le cântam Spitz Reininger și cu mine, atunci când le-am imprimat, ba chitări furibunde și extraordinare pe care le cânta Sorin Chifiriu, ba tabla și baian care le cânta Gabi Căciulă, mai greu de găsit astea, și în orice caz actanții sunt și mai greu de găsit, unii sunt pierduți în Belgia sau America sau în Delta Dunării, unii rătăciți pe acolo. În fine. Aș putea să-ți spun mult prea alte cuvinte. Visul nopții le va întruchipa, pa, pa, pa. Tu nu prea știi, acestea sunt alte cuvinte, alte cuvinte. Visul nopții le va întruchipa. Acesta-i tainicul cuvânt, fără descoperământ. Pe de altă parte sunt piese, cum e de pildă La mănăstire, care cerea chiar și mi-a sugerat cumva un nou final, care era într-adevăr foarte psihedelic, dacă vrei așa, dar îi se potrivea foarte bine, cu toate că piesa este extrem de rurală, dacă vrei așa. E vorba despre o lume la țară care are în continuare o ceva foarte sfânt în ea și care nu se lasă așa de ușor distrus, această sfințenie, nu se lasă distrusă de civilizația de astăzi, dar care am simțit că îi trebuie, în afară de sunetele, chiar erau niște sunete foarte, foarte, nu știu, rurale, clopote de tălânge, nu știu ce, dar am simțit nevoia să adaug o ritmizare, care am și introdus acolo, cu un pachet de vior foarte serios, aproape simfonic, și care a dat foarte bine. De gerândână vine un bătrân, îi sunt obrajii zdrențuiți, întocmai ca un prapur vechi, zice. Părinte bun, ți-aduc o pâine și un strop de vin, ca să se roage la altar blândețea ta. Pentru cine? Pentru turma de oițe. Într-un târziu o fată, stele care cad sau poate un vânt de toamnă ar ști să spună, a fost frumoasă fata mai demult. Zice să-ți o liturghie stareți. Pentru cine? Pentru gândul meu. Luna s-a îngrădit un curcubeu. Luna
s-a îngrădit un curcubeu. Nu cer nimic altceva decât refacere pur și simplu cât mai identică cu originalele de pe vremuri, cum e de pildă Pădurea Niștitoare, care nu-i văd niciun fel ceva, să adaug ceva chestiile, dar altele, uite cum e la Mănăstire, mi-a cerut această completare, care nu este o peste piesa veche, ci este în continuare a piesei vechi, fiindcă e apărut un nou final, care într-adevăr foarte, foarte important și foarte interesant și mi se pare absolut necesar. Penultima intervievare a artistului s-a produs în 18 octombrie 2008 la premiera unei piese de teatru la Teatrul de Comedie, căreia Mircea Florian îi scrisese muzica. O meteahnă veche de care nu s-a lăsat niciodată și facem trimitere aici doar la o altă coloană sonoră care s-a auzit în aceleași zile la Satu Mare, unde Alexander Hauswater punea în scena Teatrului de Nord piesa Jurnalul lui Dracula. E cu multă muzică, sau mă rog, cu destul de multă muzică. E un spectacol despre un mit, lumea de azi și lumea de ieri și sigur și lumea de mâine are nevoie de mituri. Iar noi am încercat să reinventăm, să revalorizăm acest mit, care este unul al jertfei, al îndărătniciei, al credinței într-un viitor al unei țări în ultima instanță. E vorba de, nu? Nu e așa, de Ioana d'Arc, care e pentru Franța un simbol între timp. Și asta, sigur, pendulând între timp, fiindcă piesa are și, sigur, elemente istorice, dar noi încercăm să o aducem și în zilele noastre, să o translatăm, dacă vreți așa, să o teleportăm. Și așa se naște și s-a născut, de fapt, această alchimie și această combinație între tradiția și, mă rog, lucrurile, dacă vreți așa, istorice, chiar muzical istorice, și cele contemporane, sound-uri electronice, bass and drums și alte chestii de astea. Muzica de teatru, în principiu, este o muzică
la cerere. Deci e o comandă. O comandă mulți factori. Nici nu e doar un singur factor. E o comandă textul, în primul rând, o comandă, pe urmă, chiar regizorul, o comandă chiar actorii, prin felul în care îi ajută, în felul în care poate nu îi ajută. Deci încerci mereu să răspunzi acestor comenzi. Toate aceste comenzi, primele, cum, ca să le zic doar așa, în muzica obișnuită care o compui pur și simplu și care o compun și eu pur și simplu, nu există aceste frontiere, aceste delimitări, de fapt. Da, în orice caz, e însă un challenge, este o provocare nemaipomenită să poți să lucrezi într-un fel de constrângere, dacă vrei așa. E o constrângere grozavă. Apa asta e destul de mare pentru toți! Ia uitați-vă ce adâncă e! Ce neagră e! Haideți, ieși cu toții din casele voastre! Cetățile voastre! Arză Tar Focul era chiar titlul proiectului pe care l-am făcut anul trecut în cadrul unei manifestări mult mai mari, care au fost Nopțile Albe ale Bucureștilor și în care, în interiorul cărora, o asociație culturală, Artmix, a inițiat, prin curatoarea Marilena Oprescu, a inițiat proiecțiile gigantice, proiecțiile arhitecturale pe clădirile Bucureștiului. Anul trecut a fost Palatul Parlamentului. Anul acesta ne-am extins, a fost și la universitate, practic toată clădirea universității, Ministerul Agriculturii, colțul Spitalului Colțea, colțul de la Spitalul Colțea și încă câteva alte locații, în dorința, într-adevăr, de a implica întregul oraș într-un mecanism al reprezentărilor artistice, am vrut neapărat să îl dăm pe mâna artiștilor, cumva. Și s-a și întâmplat asta și au ieșit niște lucruri formidabile. Eu am participat așa cum m-am priceput și cu știința mea și cu experiența, într-adevăr, fiindcă lucrez de foarte multă vreme în zona asta, poate de cel mai, mă rog, de foarte multă vreme înseamnă aproape 20 și ceva de ani, însă pentru multimedia asta e deja mult. Am avut o serie de concerte foarte interesante pe care le continuăm. Numele proiectului este Floriman și cu el am avut în tot felul de cluburi și scene, am avut apariții și cred că vom continua. Dar nu sunt multe proiectele în care sunt implicat, dar nici puține. Și asta trebuie să recunosc, fiindcă, ok, mai sunt, în afară de asta de aici, sunt câteva și în Germania în care sunt implicate niște combinații, tot așa, muzical-vizuale. Dar cele de aici sunt destul de vizibile și, într-adevăr, acum, în primăvară, mai urmează, în afară de încă un concert la Palat, care va fi pe undeva în aprilie, pe 16 aprilie al meu, urmează la sfârșit de aprilie și început de mai niște concerte tocmai cu combinații electrice cumva și
o să mai vorbim despre asta, sigur. În 2010 nu e întâmplător anul portretului remix al artistului. Restabilit pentru mai multă vreme în București, Mircea Florian susține cursuri inedite la UNEATC, firește fără a uita să performeze pe scenă, în stilul mereu neașteptat și surprinzător, după cum se vede. Eu, în ultimă instanță, am predat deja în România, înainte de a pleca, asta înseamnă înainte de 86, 85 chiar. Făceam... chiar la UNATC am avut câteva, mă rog, câteva cursuri, le făceam de fapt cu Cătălina, cu care eu lucrez de fapt între timp, sunt 30 ceva de ani de când lucrăm împreună și ne înțelegem foarte bine. Și în Germania a luat o amploare mai serioasă, fiindcă acolo am predat în fel și fel de curs, pentru fel și fel de școli și instituții de învățământ superior, de fapt post-universitar, pentru academică, cum se spune, deci pentru oameni care deja aveau diplome, în zona multimedie. Unele chiar cu Universitatea din Köln și, mă rog, cu mai multe instituții foarte, foarte serioase de acolo. Să crezi în nemurire, am predat o vreme la Babeș-Bolyai, la Universitatea din Cluj, care are o secție foarte interesantă de teatru și televiziune și media. Iar acum predau la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică, UNATC, care are secții și de multimedia și de cinematografie și de teatru. Momentan sunt foarte serios implicat într-un proiect care l-am scornit cumva împreună cu colegii într-o primă, nu știu cum să-i spun, într-o primă încercare de a ridica nivelul învățământului într-o anumită specialitate care se cheamă Sound și Light Design. Și e o zonă care știm cu toții care suntem pe scenă sau care au avut treabă cu teatru și cu muzica și cu sistemele de sunet din teatru și chiar cu luminile din teatru, o zonă care necesită specializare, necesită învățământ.
te închid aș vrea. Sentimentul groazei izbucnește în lacrimi. Capătul cărării pare o rară stea. Înzecit puterea ce ți-auți voi da. Foarte mulți din cei care practică meserile astea le-au învățat din mers, ca să zic așa, și sigur sunt unii extraordinar de interesanți, dar una e să înveți, ca să zic așa, în școală ce e cu, nu știu, dau și un exemplu, ce e cu decibelii și ce e cu detilele frenale și așa mai departe, ca să poți să înțelegi mai în adânc meseria. Și asta face. De fapt am înființat un masterat de Light and Sound Design. E primul și cel mai înalt nivel de învățământ în specialitatea asta din România. Oamenii vin, învață și pleacă cu o pata la mână, cum se zice încă în România, la mână, cu care sigur se schimbă și situația angajării tale ca om de specialitate în instituție și leafa, ca să nu mai spun așa. Dar important, de fapt, este altceva. A venit din dorința mea de a aduce ceva care, între timp, eu am învățat, am știut, m-am lovit de multe chestii. Dar le-am și practicat. Și, într-adevăr, eu continui să fac instalații multimediale, mă ocup în continuare de instalații foarte serioase de lumină și de proiecții arhitecturale și de eventuri cu sunet și lumină și știu foarte bine cum se mănâncă chestiile astea. Sau dar jalnica tăcut, am tăcut. Suntem niște tăcuți, tăcut am și atunci și astăzi suntem muți. Eu am același feeling ca și cum aș fi cântat alaltel cu el la un concert. Adică eu am piesele alea așa băgate în cap și le simt că piesa aia, să încep să mă gândesc cum era sau atmosfera, asta le știu toate. Deci noi, practic, am lucrat, la ce am lucrat mai mult a fost la piesa asta nouă. Și restul, asta merg de la sine. Pentru că a fost o perioadă de început, când am intrat eu în trup acum 30 de ani sau când s-a repetat foarte mult. Și de atunci, la mine, sunt fixate. Cipul e acolo, Cipul Mircea Florian. Bogații și săracii, nătângii luminații, fiecare în picioare să declare ce-a făcut, să arate, să ne spună, posta împotrivă sau doar jalnica tăcut, am tăcut, suntem niște tăcuți, tăcut am și atunci și astăzi suntem muți. Oportuniște joasă spețe cu sufletul vândut. Împărații dezbrăcați,
prostituatele virgine. Parlamentul inocent, preoții fără de rușine. V-am spus și nu vreți să înțelegeți, o revoluție pe bună cum ar trebui. Și nu doar una de doar unii înscenată, și nu doar una de văzut pe TV sau TV. Ar trebui să se întâmple ceva, ceva ce în mod normal nu se mai poate întâmpla. Judificări, avem familie mare, nu trebuie să o sacrificăm, să-i dăm de mâncare. Fiecare în picioare să ne spună ce-a făcut, posta împotrivă să se leacă, sau doar jalnic a tăcut, a tăcut, a tăcut. Suntem niște tăcuți, tăcutam și atunci, și astăzi suntem muți. Oportuniște joasă speță, cu sufletul vândut. E pe aici undeva textul unei piese care e foarte vindicative cumva și foarte politic coerente și concrete, referindu-se la niște realități triste de astăzi. Se cheamă Culoarea neagră ca fundal și ca subtitlu se cheamă O tristă tropoteală. Dar asta e. Ultima noastră cântare cu Ceata Melopoică a fost ieri, iar penultima a fost acum niște ani buni. Cât despre Florian din Transilvania? Cât despre Florian din Transilvania, ultima ei cântare a fost la Satu Mare undeva în 2004 și singura din nefericire. Codrule măria ta, lasă-mă la umbra grea și să-mi fur căldura mea. Umbra-i deasă, vântul bate și răcoara mă străbate. Voi gândi la toate cele, câte-n lună și în stele. O să am doar flori în față și privirea în verdeață. O să fiu atunci cu minte și o să-mi fi chiar tu părinte și o să-mi dai îmbrăcăminte, umbră deasă drept cămașă și copaci ca o casă. Voi gândi la mândra mea și frunzele ori cădea, și la oameni voi gândi lucrurile toate se vor limpezi. Pădure frumoasă ești, să nu mi te veștejești, că doar tu mă liniștești. Umbra-i deasă, vântul bate, gândurile-mi sunt curate. Și gândesc la toate cele, la bătrâni și la inele. O să am doar flori în față și privirea în verdeață. Mă gândesc să reeditez și Taine cu Vârtej pe un CD care nu există decât pe vinil, dar exact aici e limita tehnologiilor. Fiind doar pe vinil, e mai greu să-l asculte foarte mult și decât să-l las eu la îndemâna unora care să-l copieze și să-l digitalizeze și așa departe, mai bine o voi face eu. Așa că el va apărea și abia atunci voi încerca, într-adevăr, foarte serios să refac din nou și de data asta
bazal Florian din Transilvania ca să putem să facem cântări în concert. Dar deocamdată, cum spun, prima condiție care nu e îndeplinită e să-l digitalizez, să-l remasterizez, e în lucru asta, și să-l scot pe piață, chiar acel disc întâi. Și pe urmă, sigur, în afară de asta, mai sunt o mulțime de piese noi care sunt pentru un ansamblu de tipul acela, deci cu electric, chitări și tobe și sintetizere. Și da, vom abia aștept să ieșim din nou pe piața mare și pe scenele bine iluminate și privite.